Salut și am găsit la un videoclip pe acest canal, eu sunt Smogdeni și în acest videoclip voi face un tutorial cum să-ți pui un mod de grafică de FPS Boost. E foarte simplu, în primul rând, înainte să începem, m-aș ajuta și pe mine dacă îți dau un like și un subscribe pentru a avea acces la modul de grafică, va trebui să intrați pe serverul de Discord pe care îl veți avea în descriere, intrați, apăsați pe numele serverului. Dați, arată toate canalele. Dacă nu dați arată toate canalele, nu le veți vedea. Veți vedea mai puține canale și uitați. Multă lume îmi zic de ce nu văd toate canalele. Uite, cum se vede, voi nu vedeți nici asta pentru că asta este doar cei care sunt abonați la mine. Vi faci chestia asta, vă duceți la abonați proof. După aia, faceți o poză că ați dat subscribe și ați dat like la ultimul clip, adică la acesta. Și coment dacă merge, nu sunt sigur dacă merge, că din cauza YouTube-ului nu mai merge. N-am mai postat de mult, dar aia e. În primul, veți avea un link aici, după ce veți primi gradul de abonat, vă duceți în căsuțele astea de aici. Stai să văd, că nu mai loading, nu. FPS Boost, veți avea aici mai multe FPS Boost-uri, dar voi adăuga acum unul nou, pentru că de câte am auzit, acesta nu e cine știe ce și nu prea merge. Deci da, hai să începem. Ăsta este FPS, îl deschideți. Trageți Citizen și ăsta pe desktop. După ce îl trageți pe desktop, va trebui să intrați în ăsta, căutați FIVM, clicați click dreapta, dați Open File Location. După ce dați Open File Location, mai dați o dată click dreapta, Open File Location, Application Data, Citizen, nu Citizen. Citizenul ăsta îl trageți undeva, poate aveți nevoie de el, să-l trag în folderul acesta, dar eu nu cred că o să aveți nevoie. După aia îl... Nu, asta așa. Îl trageți pe ăsta aici. Așa. Apoi, după ce ați tras ăsta aici, parcă era în mod, sau nu mai știu, Heaven. Îl trageți în mod. Și cam acesta a fost modul de grafică. Gen grafică de FPS Boost, nu grafică. Da, eu am fost Mugdeni și ne vedem data viitoare cu un nou video. Salut!